Neața, neața! Am plecat la treabă. Mergem la Stupină. Ieri am făcut prima transvasare. Astăzi mai am ceva de extins, de puscaturi. A început un cules tarabiță de un kilogram. Ieri un kilogram, alaltăieri un kilogram. Sperăm la mai mult astăzi. Să anunț o zi frumoasă. Spor la treabă și vouă. Acolo se vede rapiță, dar după parte, după partea cealaltă. Am venit la acel lan de rapiță pe care l-am filmat data trecută. Aici pe capăt, unde era ieșită mai rar, am întors-o. Cred că de jur împrejurul acestui lan a întors-o. A început să înflorească aici bine. Acolo, în plan îndepărtat, unde vă spuneam eu, este mult mai deschisă. Rapița abia acum a început să se deschidă. Pe vârf sunt care nu sunt deschise. Și așa, în direcție dreaptă, 450 de metri până la Stupina mea. Cum se vede, nu este stropită. Gândacul poros. Ia uitați-l. Mânuțele se aud aici prin lanul de rapiță. Iarăși acest gândac. Să vă arăt și albinuțele. Uitați-le cum zboară pe aici. Într-un kilogram zile, ieri a fost 1,4 kg. Astăzi bate puțin vântul, să vedem cum va fi astăzi. Dar oricum, abia s-a deschis. Pare destul de frumoasă. Aici este o vizuină de vulpe sau de ursuc. Uitați urmele. Poate iese acum de acolo. Și dacă se văd în filmare cum trec albinuțele. Vă salut, domnul Mitru. Am venit aici pe baltă, unde am plantat iulișca adusă de la dumneavoastră. Ia uitați-o. S-a prins, până acum am verificat și s-a prins tot. Mergem mai departe. Am prins prin, am pus pe aici prin stuful ăsta. Aici nu deranjează pe nimeni. Ia să vedem pe unde am mai pus. Aici e un pic de sălbăticie.
aici s-a prins. Lebăda m-a văzut și vine cu toată viteza înainte. Da, tată. Ce ai cuib aici? Și ai venit să-ți aperi cuibul? Frumoasă! Frumoasă! Ești o frumusețe! Ești o frumusețe! Da, cu siguranță cred că are cuib aici. Că nu îți fac nimic. Am venit doar să te filmez, să te fac vedetă. Da, tată, da. Da. Frumusețe. Pa.